Yo, salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod. Ei bine, de această dată vom face un nou vlog. Da, ei bine, vom face un story time pe acest canal. Am mai făcut story time-ul de aceea vă rog să apăsați pe butonul de astăzi să noi peste 4 like-uri. În caz mai postăm story time-uri, ei bine, astăzi o să vă povestesc story time. Băi, nu știu dacă e amuzant. Dar vom vedea, e bine, vom posta un story time mai amuzant, așa, mai amuzant. Ei bine, în acest story time este vorba despre cum m-am aruncat eu de pe casă. Da, știu, nu sunt prea interesant. Da, dar nu contează. Hai să trecem la episod. Da, ei bine, era iarnă. Și am un morman de nisip în curte. Și pe morman de nisip, pe acel morman de nisip era zăpadă. Și ce mă gândesc eu să fac? O să urce din pe casă, logic. Așa să mă arunc în mormanul de zăpadă cu nisip. M-am urcat, cred că am stat, cred că 20 de minute. 20 de minute am stat să mă chinui să mă urc. Pe casa aia e țiglă, mamă, deci te urci așa de greu, bă. Deci te urci foarte greu și m-am urcat chiar greu. Adică a trebuit să mă urc întâi pe o masă care era făcută în fier. Pe masa era puse niște scule. Urcă-te pe scule, ține-te de copac să nu cazi. Era să se rupe creanga. Da, mai bine nu s-a. Așa, era să se rupă creanga. Mă țin de creangă. După creangă trebuie să mă țin de burlanul ăla pe care se duce apa. Nu știu ce e ăla, burlan. Burlan, logic. Așa, da. Și... N-am lumină bună. Da, tot umbra pe față. Așa, în fine. Și m-am urcat pe casă. După casă m-am gândit ce să fac. Vor să o strig pe mami să vadă și acum rundă pe casă. Așa, ori să mă duc mai în spate să văd, poate. Da, să mă duc mai în spate să mă plimb pe casă. Da, așa, nebunie. Ce mi-a venit mie să fac în ziua aia. Da, ei bine, sar eu de acolo, mamă. Deci, vă dați seama, deci cream că băi, frate, ce se va întâmpla? Logic, am căzut pe burtă și nu s-a întâmplat nimic. Mai mult m-a durut burta, deci îmi pare că m-a durut burta vreo cam 10 minute. Deci uite așa m-am aruncat așa pe burtă. Dar m-am aruncat așa pe burtă, deci ce să crezi, mai mult m-a durut burta, deci n-a fost o senzație deloc plăcută. Deci mai m-aș urca, dacă nu mai m-aș arunca. Dar oricum acum nici nu mai pot să mă arunc, fiindcă e de că nisip, da? Pot să fiu nebun să mă arunc pe nisip. Așa și pe aia ce fac eu. Îi spun mamei, vezi că m-am aruncat după casă, uite pe acolo, așa. Și zice, ești nebun. Da, lor. Și eu mi-am dat seama. Așa, da. Și... După aia mi-a zis să nu te mai urci niciodată, vezi, poate era ceva să te înțelegi. Băi, fraților, băi, puteți și voi să vă aruncați după casă. Nu, să nu vă aruncați niciodată după casă, puteți să muriți, pe bune. Așa, da, doar că... Nu știu ce mă uit încolo. Încolo am și pe ea, ok. Așa, da, deci nu uitați să apăsați pe butonul de like să trăim noi la acest video peste 4 like-uri. Și iar eu voi posta încă un story time sau chiar două episoade, ce vreți voi, puteți scrieți în comentarii. Așa, eu am fost Edi, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!